Cătălin Golovca a fost golgheterul botoșanului ediția trecută de campionat. A reușit să-l impresioneze chiar și pe Gigi Becalei, patronul de la FCSB. De altfel, acesta a reușit să-l transfere pe Golovca la echipa vicecampioană vara trecută. Golovca nu a beneficiat de prea multe șanse însă la FCSB, iar atunci când a fost introdus în teren, nu a impresionat. Cel puțin, nu l-a impresionat pe Becalei. După 6 luni în lotul vicecampioanei, Golovca se reîntoarce la FC Botoșani. Acesta și-a reziliat acordul cu steliștii, însă condiția a fost ca mijlocașul sucevean să nu joace împotriva roșialbaștrilor dacă FC Botoșani se află pe primele locuri în play-off.